În turul 2 al Cupei României la fotbal se vor disputa 27 de meciuri. Federația Română de Fotbal a stabilit miercuri după amiază programul acestora. Cele două formații sucevene rămase în competiție, Șomuz Fălticeni și Foresta Suceava, vor juca între ele miercuri 31 august de la ora 17:30 pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni. În faza inaugurală a competiției, Șomuz Fălticeni a trecut pe teren propriu de Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul de 2-1. De cealaltă parte, Foresta Suceava va debuta în Cupa României începând din turul secund. Cele două formații s-au întâlnit de două ori în această vară în meciuri amicale. A fost 0-0 la Fălticeni și 5-4 pe stadionul Areni. Turul 2 al Cupei României mai programează în zona Moldovei meciurile Viitorul Tarabani Dante Botoșani, Știința Miroslava Sporting Bacău și Dinamo Bacău Aerostar Bacău.